Având în vedere apariția în spațiul public a unei înregistrări telefonice între un polițist și un bărbat din orașul Strehaia în luna mai, polițistul de la Poliția orașului Strehaia s-a autosesizat cu privire la faptul că la un restaurant din orașul Strehaia se desfășoară un eveniment cu mai multe persoane, fiind interzise astfel de evenimente pe perioada pandemiei. După ce polițistul și-a făcut datoria, a fost contactat telefonic de patronul restaurantului și soția acestuia, adresându-i cuvinte jignitoare și amenințări cu moartea. În luna mai, anul curent, un polițist al Poliției orașului Strehaia s-a autosesizat cu privire la faptul că la un restaurant din orașul Strehaia se desfășura un eveniment cu mai multe persoane. Având în vedere contextul pandemiei COVID-19, prin care era interzisă organizarea de evenimente, polițistul a intervenit pentru încetarea acestei situații. Ulterior, polițistul a fost contactat telefonic de patronul restaurantului și soția acestuia, adresându-i cuvinte jignitoare și amenințări cu moartea. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, cercetările fiind continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Strehaia, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, cercetările fiind continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Strehaia.